Biserica Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, aviație din Bacău și-a cinstit ocrotitorul. Astăzi, 2 iulie 2020, la Biserica Sfântul Voievod Ștefan cel Mare de la baza 95 aeriană erou capitan aviator Alexandru Șerbănescu din Bacău, din partea de sud a municipiului, a avut loc Sfânta Liturghie ce a fost oficiată sub protia Părintului Arhimandrit Pimen Costea, vicar eparhial al Centrului Eparhial de la Roman, delegatul în al preasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim. Ziua de 2 iulie a fost una specială și unică de hram pentru Biserica Aviatorilor din Bacău, care a fost prăznuită prin rugăciune, fiind săvârșită Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. În cuvântul său, rostit după citirea Sfintei Evanghelii, Părintele Arhimandrit Pimen a îndemnat pe cei prezenți să vizualizeze exemplul Sfântului Voievod Ștefan cel Mare și să-și iubească patria, străbună și neamul. Pomenirea de astăzi a binecredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt ne întoarce în timp într-o aducere aminte a ceea ce a însemnat acest pământ străbun pentru generațiile ce au fost. Ne aduce aminte de modul în care ei au înțeles că pământul este sfânt și devine sfințitor, pentru că devine purtător de sfinte moaște. Devine sfințitor prin sângele pe care eroii neamului l-au vărsat pentru apărarea lui. De aceea l-au prețuit și l-au iubit. N-au lăsat o palmă din el a fi ocupată de vrăjmașii crucii. S-au trudit și s-au nevoit atât prin crăpăturile pământului, prin schituri și mănăstiri, dar și cu sabia în mână, al apăra. De asemenea, Părintele Vicar Pimen a explicat importanța filială a legăturii spirituale dintre ucenic și duhovnic. Legătura extrem de puternică dintre voievodul Ștefan cel Mare și duhovnicul său Daniel Sihastru demonstrează că unitatea dintre cer și pământ, dintre ucenic și duhovnicul său, pot birui și pot crea o longevitate a sfințeniei, a credincioșiei și a mărturisirii. În cadrul slujbei au fost pomeniți cei 15 eroi căzuți la datorie pe timp de pace, precum și toți ctitorii bisericii mutați în veșnicie. Domnul general de flotilă aeriană Leonard Gabriel Baraboi, comandantul unității, a evidențiat importanța proiectelor comune pentru societate, dar și a evenimentului actual ca fiind o împletire reușită a fraternității dintre biserică și armată. Este, din punctul meu de vedere, o împletire reușită a fraternității dintre biserică și armată. Nu întâmplător populația bifează cele două instituții ca fiind pe primele locuri în topul încrederii și colaborarea aceasta dintre noi este la nivel extraordinar. Evenimentul duhovnicesc s-a încheiat cu depunerea de coroane la Monumentul Eroilor.